frig afară. Bună, dragilor! Am venit aici la Profi Art, este magazinul meu de suflet. Am venit să mai procur niște materiale, vopseluri, creioane, pensule, de toate și abia aștept să văd ce găsim. Hai! Acesta este raionul de textile. E preferatul meu, pentru că e preferata mea firma de la Zeta Color. Am pe acasă unele culori și am venit să mă iau mai multe. O să încep cu alb, pentru că am nevoie neapărat de alb și mare. Care este aici. Super. O să luăm un alb. Movul ăsta e drăguț, drăguț. Are un sidef, nu știu dacă se observă. Uite, ia uite cum se vede. Da. Interesant. Sunt mai multe culori aici, dar cred că am terminat la raionul ăsta. Dacă e, ne mai întoarcem. Hai la celălalt. Și astea îmi plac pentru că aici sunt foarte multe culori și sunt foarte sidefate și strălucitoare așa. Și drept astea nu acoperă atât de bine ca cele de la Zeta Color, dar sunt foarte drăguțele. Interesant. Îmi place aici. Îmi place că aici, uite, găsim la magazin, în magazinul ăsta găsim de toate, de la culori textile până la creioane, până la spray-uri, uite, avem aici spray-uri grămadă. Până la chestii de craft, plus chestiuțe drăguțe de lemn, de modelaj, de toate. Chiar e super tare. Și apropo, o să-mi iau și o folie de împachetat, tot aici găsesc. Interesant asta. Sau bine, în perioada asta... Dă bine și auriu ăsta. Hai să luăm niște pensule. Mi-ar trebui niște pensule super subțiri pentru contur. Aici sunt. De aici? Sau pentru acesta aici? Da? Da, da, da. Mulțumesc. Mulțumesc plăcere. Bun, ia să vedem, să vedem. Aici, ia uite ce. Subțirele sunt... Am găsit și hârtie și ce credeți? Am găsit neagră. O să fie și mai interesantă. Dar hai la casă, le plătim și le despachetăm acasă. Hai! Hei, drăguților! Am ajuns acasă și după cum v-am spus, vom despacheta și vom vedea ce am reușit noi să cumpărăm de la Profi Art. A fost bine că am găsit reprezentanța de pe Mihai Bravo. E mult mai aproape de casa noastră, ceea ce e super bine că pot să fug acolo cât un pic, cât un pic și să mai procur ce mai am eu nevoie. Ia spune. Ai terminat? Da, am terminat de pictat. Bravo! Am venit acasă și ce credeți? Lângă biroul meu, aici birou, dacă se poate spune birou, colțișorul meu de pictură, mai avem o măsuță pe care îmi țin eu mașina de cusut. A mea este! Dar este măsuța Anisiei pentru că ea vrea... Am și fădicica mea! Da, mami! Ea vrea mereu să picteze lângă mami ei și să deseneze. Hai, arătăm ce desen ai făcut, ce pictură. De fapt, n-a făcut desen, a făcut o pictură. Stai ușor. 3, 2, 1. Tadam! Eu cu Darius, tu cu tati. Tu cu Darius, eu cu tati. Ce drăguț! Anisiei îi place foarte mult să ne deseneze pe noi patru în perioada asta. Să facă soare, să facă cer, să facă iarbă. Bine, acum e un pic cam abstract totul. Dar e pe ideea asta de familie și căsuțe mai desenează. E așa, foarte... N-am făcut căsuța, că eram pe stradă. Eram pe stradă acum. Pe iarbă. Pe iarbă. Să dăm în mâncare la găini. Și la prumbi. Hai, punem aici să se usuce, da? O să fac boabele. Fac și boabele, da? Da, boabele. Bun, dar o lăsăm să se usuce, că uite, ne lipim.
Ea are talentul de a pune super multă culoare. 3, 2, 1 și... ta-da! Asta, asta e bonus. Am cumpărat-o ultima, dar avem mare nevoie de ea, pentru că după ce pictăm tricouașele, da, trebuie să le împachetăm! Împachetăm cu această hârtie foarte drăguță, pentru că este neagră și o să se vadă foarte, foarte tare. Da, și acum am pus eu toate termină! A, ce avem noi în punguță? Uite, da, scrie aici Profi Art, ia uite ce drăguț scrie. Îmi place super mult sigla lor, pentru că are, dacă observați voi, o pensulă foarte tare. Avem o vopsea roz, dar spre portocaliu. E un pic neon și cred că o să se vadă foarte bine. Asta e preferata mea. Și asta e preferata ta, că e turcoaz. Acestea sunt de la Decola. Această firmă îmi place foarte mult pentru că au culori super interesante. Eu mai am o gamă de culori pe acolo. Foarte aprinse și foarte sidefate, adică au o textură foarte frumoasă și că dau foarte bine pe tricouri, pentru că se vede sideful ăla într-un mare fel și chiar am avut un feedback super drăguț de la clienți și chiar mi-au scris în special despre sideful acesta al culorilor și așa că sunt preferatele mele pe partea aceasta. Bun, mai avem preferate, de la Decola? Preferatele! A, mai avem una de la Decola, mami. Ia uite ce drăguță e! Da! E este mov! Ia! Asta e alb, îți place mult de tot! Stai jos pe scaun să nu cazi! Hai să prezentăm ce am cumpărat noi de la Seta Color. Începem cu albul, pentru că am cumpărat de la Profi Art, da, am cumpărat o cantitate mult mai mare de alb, pentru că în perioadele acestea de sărbători, de iarnă, sărbători de Paște, sărbători de primăvară cu 8 martie, cu 1 martie, se consumă super mult alb și atunci trebuie să luăm cantități mai mari. De asemenea, se mai consumă și roșu, tot de la Seta Color. Și negru se consumă super, super mult. Avem yellow aici, da? Este drăguț yellow-ul acesta, pentru că e un pic mai deschis. Da, și avem și purple. Și purple avem aici, ia uita. Nu, și purple aici. Și purple spre pink. Un pic spre pink, purple. Și mai avem brown. Uite, avem și maro drăguț. Da, și avem. Pentru că folosește mami și maro. Și clipici. Stai. Mai avem așa, stați. Mai avem tot de la Seta Color. Am găsit acum o culoare super interesantă. Da. Zici că este un unicorn. Voi vedeți ce culoare este? Da. Vezi, este de fată și are super multe reflexe. Nu știu dacă se vede. Ia uitați, ia uitați. Asta mai e de pic. Deci asta este vedeta cumpărătorilor din de astăzi, da? Bun, aceasta este o... Stai că trecem la ascultătoare pe urmă. Mai avem aici două culori și de la... Acestea sunt de la Cadence. Asta e preferata ta. Sunt și de fate ambele. Asta e a ta și asta e a ta. Le arătați la cameră? Da. Ia, du-te acolo spre cameră. Du. Una? Două. Bravo! Bravo! Așa, hai să le arate și mami încă o dată. Pac, ia să vedem. Și mai eu, ce bine! Și aceasta este pe un vernil. Da, vernil. Vernil, da. Și ăsta a fost un... un roz spre lila, un roz prăfuit așa, dar tu ambele sunt și de fapt și că vine iarna, da. A venit iarna. Și da. Bun, ce mai avem aici? Mai avem așa o ascuțitoare. Da? Da. Aveam nevoie. Pac. Și se desface așa foarte simplu. Vreau și eu oară la cameră. Arată și tu la cameră. Mami, uite, e mami. O da, mami. Să ne lasă și eu pune poți numai folosești. Și la pensule. Bun, nu pensule. Am trecut la... Ne-am luat niște creioane. Da. Pentru a desena pe tricou direct. Sunt niște creioane... Sunt niște creioane foarte cremoase. Da. Care se pot mula foarte bine pe tricou. Asta e al tău și asta e al Anisei. Da, arătați la cameră. Da. Da, bravo! Sunt de la... Ia să vedem.
nici nu știu de... Acuarel, la Gioconda. Și aici tot Gioconda. Pensulele au pat. Bun, aveam nevoie de niște pensule foarte subțiri și foarte bune, mai ales pentru contur, pentru că la unele picturi am nevoie de foarte mult contur și mai ales cu negru. Și atunci pensula asta este foarte bună, e cea mai subțirică și o să mă ajute super, super mult. Nu știu dacă se vede. Ba, da, se vede. Bun, mi-am luat 0, mi-am luat 2, măsura 0, măsura 2, măsura 3 și măsura 4. Sunt foarte, foarte drăguțe și sunt calitative, chiar sunt bune. Sunt de la Sonet. Bun. Cam atât am cumpărat noi astăzi de la Profiart. Mulțumim că ne-ați lăsat să filmăm acolo și să fim în largul nostru. Ne vedem data viitoare. Nu uitați să dați like. Da, like. Like. Și subscribe. Și subscribe. Nu e subscribe, așa că ăsta e dislike. Da, ce vreți voi. Like, dislike. Numai uitați-vă și spuneți-ne o părere acolo. Ce vă place, ce nu vă place, care, dacă ați folosit una din culorile acestea, să ne spuneți ce părere aveți despre ele. Și dansați frumos în casele voastre. Dansați și frumos în casele voastre, că noi ne ocupăm și cu dans, da? Bun, dar mami, și pictați în casele voastre. Am terminat și un dată. Și am terminat? Am terminat, gata. Hai să spunem papa la cameră. Papa! Pa, pa, pa.